Clipe de evocare pentru criticul, istoricul literar și scriitorul George Călinescu. Activitatea a fost găzduită de Biblioteca Municipală Petru Maior în colaborare cu elevii de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin. Pentru câteva clipe să-l evocăm pe cel care a fost unul dintre cei mai mari critici literari ai poporului român. A devenit tradițional pentru noi să ne comemorăm valorile. A venit vremea să-l comemorăm pe George Călinescu. De aceea, elevi de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin, însoțiți de profesori, continuă parteneriatul încheiat între instituțiile noastre. De fiecare dată ei se pregătesc, ei susțin lucrări, date biografice despre personalitățile pe care noi le comemorăm. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu. Activitatea de critic literar. George Călinescu este autorul unor studii fundamentale despre scriitori români. Astfel de studii sunt Viața lui Mihai Eminescu, Opera lui Mihai Eminescu, Viața lui Ion Creangă și multe altele. Acest proiect a fost implicat de clasele a 10-a A, profil matematică-informatică, și a 10-a C, profil biologie-chimie. Clasa 10-a a pregătit despre George Călinescu ca și critic literar, istoric și critic literar, în timp ce clasa 10-a C a pregătit despre George Călinescu ca și romancier. Am pregătit pentru acest eveniment împreună cu colegii mei despre George Călinescu ca romancier, despre operele care le-a scris el și despre cum a influențat literatura românească până în ziua de astăzi. George Călinescu a fost un important critic literar, a comentat proza românească, a avut o contribuție majoră în ceea ce privește opera literară română. Nu pot să zic că am o operă literară preferată, dar romanul Scrinul Negru mi-a plăcut în mod deosebit. George Călinescu a fost istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu.